Mai departe, în pandemie, doamnelor și domnilor, aplicațiile de fitness, de aerobic pe telefon au câștigat teren pentru că foarte mulți au renunțat la sală, fie de teama de a nu se îmbolnăvi, fie pentru că n-au mai reușit să-și facă rezervări. Știm, numărul de clienți a fost și el limitat în această perioadă în săli. Și stăm de vorbă despre acest subiect cu Carmen Brumă. Carmen, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta la știri. Haideți să ne ajuți puțin, pentru că și noi, de exemplu, am ajuns să folosim astfel de aplicații, astfel de programe, iar tu ești în măsură să ne înveți și să ne ajuți ce avem de făcut în condițiile în care spun specialiștii că dacă folosim o astfel de aplicație, un astfel de program, trebuie să fim foarte atenți la mai multe aspecte. Care sunt acestea? Bun găsit, Lorena, mulțumesc pentru invitație. Este unul dintre subiectele mele preferate, mai ales că am lansat chiar în timpul pandemiei un program care se numește Abdomenul de Urgență, destinat tuturor celor care vor să facă mișcare acasă. Eu sunt adepta antrenamentelor acasă, nu de acum, de când a început pandemia, ci de aproape 20 de ani, de când le practic cu consecvență și constanță, pentru că, sincer, cred că este cea mai bună soluție, cea mai viabilă soluție pe termen lung pentru un om ocupat, pentru un om cu serviciu, cu copil, care are puțin timp liber la dispoziție. Pentru că antrenamentele pe care le faci acasă au următoarele avantaje concrete. 1. Economisești foarte mult timp. Economisești, știm toți cum este traficul și cât timp o să petreci în trafic pe drumul dintre casă și sală sau serviciu și sală, da? Deci economisești foarte mult timp, economisești bani. De asemenea, ești cumva obligat să fii disciplinat, să înveți forma corectă a exercițiilor și să nu mai pasezi această responsabilitate a sportului unei alte persoane, unui antrenor, unui supraveghetor sau ceva de genul ăsta. Da, deci ești cumva obligat să fii mult mai atent cu tine, mult mai disciplinat și să înțelegi că sportul trebuie să facă parte din rutina ta, așa cum face parte spălatul pe dinți, de exemplu. Sportul nu este o activitate pe care o faci tu așa din când în când după sărbători când constați că te-ai îngrășat, ci sportul trebuie să fie parte a vieții tale, a rutinei tale de îngrijire. Eu, de exemplu, am unul dintre programele tale și explici foarte clar atunci când facem anumite mișcări, cum ar trebui să le facem, cum să ne poziționăm corpul, spatele, pentru că și astea sunt aspecte foarte importante. Exact. În programele mele și sfătuiesc pe toți cei care ne urmăresc acum să aleagă programe în care antrenorul face cu tine de la repetarea numărul 1 până la repetarea numărul 15 sau 20, în care el în permanență execută cu tine și are grijă să te corecteze. Eu asta fac și în programele mele, le fac integral împreună cu omul din fața dispozitivului și am grijă să-i repet în permanență lucrurile la care trebuie să fii atent. Ține spatele lipit de saltea, nu băga bărbia în piept, știu că acum ai obosit, mai ai o repetare, hai, încordează, nu ai grijă la spate, ai grijă la umeri, în permanență îi dau aceste indicații, astfel încât el să le asimileze în timp și la un moment dat să poată face și fără mine în fața unui ecran aceste lucruri. Deci, practic, eu le dau indicațiile necesare astfel încât sportul să intre în rutina lor. Nu-i fac neapărat dependenți de mine. Din punct de vedere, din punctul meu de vedere, asta e esențial, pentru că am văzut, sunt și tot felul de aplicații care îți spun, fă 30 de repetări din mișcarea asta, fă 40, fără ca cineva să-ți explice și cum trebuie să faci mișcările alea, și atunci e destul de periculos, pentru că pot apărea probleme, cum ar fi durerile de spate, sau ți se poate întâmpla cu totul altceva atunci când nu execuți corect și nici rezultatele, bănuiesc, Carmen, nu sunt cele pe care le aștepți. Sigur, e foarte important să execuți corect și e foarte important ca cineva să facă în același timp cu tine, iar tu să urmărești cu atenție indicațiile. Acum, să înțelegem, aceste probleme nu apar doar în cazul antrenamentelor online. Se puteau întâmpla pur și simplu și în sală. Dacă antrenorul, nu știu, îți spunea fă 30 de repetări, te supraveghea la două dintre ele și după aia pleca să vorbească la telefon, exact. Se putea întâmpla fix același lucru. Mulțumesc din suflet, Carmen, pentru toate explicațiile.